Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Astăzi avem liber de la sală, ne-am trezit, am făcut cardio, ne-am pregătit mesele, ne-am certat puțin. Iar acum vrem să ieșim prima dată la cumpărături, mergem la Lidl. După care trebuie să merg să fac asigurarea la mașină că mi-a expirat. Ne întoarcem acasă, mâncare pe de o masă și mergem pe la mall, vrem să vă luăm cu noi. Astăzi este fără sală, ca să știți. Am să filmăm așa un mini daily vlog. Să vă mai arătăm ce cumpărături facem, ce mai mâncăm, ce, dacă ne cumpărăm vreo ceva și cum ne mai petrecem și noi timpul liber, pentru că mai suntem și noi oameni și mai dorim să mai ieșim și noi din casă. Am ieșit din casă, însă este foarte cald astăzi, grijă mare pe căldurile astea să vă hidratați, beți 3, 4, 5 litri de apă, dacă sunteți sportivi chiar și 6, eu beau sigur peste 6 litri de apă. Hidratați-vă, mâncați fructe cu un conținut mare de apă, pepene roșu, foarte indicat. Nu mai pierde timpul, ne urcăm în mașină să o răcorim puțin și plecăm la drum. Power! Asta este ovăzul pe care îl folosim și pe care vi-l recomand. Foarte bun, foarte ieftin. Cât e? 2 lei, nici 2 lei. Da. Așa. Acum o să trebuiască să luăm niște nuci. Astea sunt nucile pe care le mâncăm noi. Foarte bune. Sunt buni ăștia, nu? Da. Ia să vedem. Să caut niște avocado, domnilor. Am niște avocado acasă, dar este foarte tare. Asta. Asta e foarte bun. Iau două pungi de avocado. A fost de-am luat și avocado de ăsta bun. Am sculat roșii din piață. Deci roșii. Deci roșii. Vrei să opresc prin piață? Când ieșim acum? Păi zic, ca să știu, ca să nu mai e salată. Trecem prin piață, da? Nu, că stai la pungă, n-ai nicio treabă. Ha. Păi hai că trecem prin piață atunci, nu mai lua roșii. Mă spun niște banane, da? Da. Ia încordează-le că bicese. E leu. Ha. Arată-l alea că. Niște biban, salată, iubi. S-a săturat de cot, dar azi avem o masă dacă vrei să faci fructele alea de mare. Da, știu. Am și uitat de ele. Știu. Poate mâncăm fructe dar de mare azi. Prea mai e când? Pe când? Cum le-ai calculat mesele? Azi că vedeam. Da. Dacă nu mâine, e tot low carb. Vii, tu mergi și luăm de aia tocată, nu? Mm-hmm. Bun. Domnilor, tocmai am luat și un vagon de găini, un vagon de piept de pui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caserole, acte 400 de grame, asta trebuie să ne ajungă până sâmbătă, nu? Marți, sâmbătă, da. Facem marța și sâmbătă cumpărători. Ouă. Albi, dar sunt și aici albi. Da? Par mai și mai curat. Da. Păi alegi tu legumele. Păi
Asta e peștele pe care îl mănânc eu acum. Cod. Ia zi ceva pentru cameră. Zi salutare. Gata cumpărăturile domnilor. Încărcăm în mașină. Mergem în piață, nu? Da. Ia, mai ține camera. Nu cu așa asta mai vreme. Ce băuiști. Ce frumoase sunt fructele și legumele. Așa trebuie spălate și după aia pot fi frumos. Așa, domnilor. Deci, vă arătăm și masa pe care o mâncăm acum. Pește, orez și o salată așa de vară. Foarte bine arată. Abia aștept să mâncăm. Am o foame de nu mai pot. Mâncăm masa asta, stăm 5 minute și mergem prin oraș. Și o să vă luăm cu noi. Am uitat să vă spun un lucru. Kitty ieri a fost la sterilizat. Ia uitați-o, e tunsă pe burtică și operată. Am sterilizat-o, nu mai are niciun fel de probleme, de acum este foarte, foarte gingașă. Ia, Kitty, să vedem operația, mama. Kitty, ia ridicule. Uf, 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 bravo, Kitty, bravo. Bravo, Kitty. Dacă poți să dai puțin drumul să mâncăm următoarea masă, pentru că le-am promis domnilor. A, se aude senzorul, a pus eu un senzor la mașina ei. Uitați și... Nu știu, stă pe loc și are boala copilor. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Cred că i-a luat puțin de pe Wish. Nu cred. Nu? Da, da. În altă ordine de idei, piept de pui, brocoli și 40 de grame de orez. Boring. Boring, este masa numărul 4. După care mergem puțin să ne plimbăm. Iubi are un shake proteic, proteină izolată. Mâncăm ca să vin cu burțile pline și... Ne vedem de la mal. Na, ce glume frumoase avem. Na, șuste, per șuste. Am amestecat pieptul ăla și am ieșit să ne plimbăm. Vă prezentăm un pic Iașul. Cât este de frumos. E super, super. Asta e Palatul. Palatul Culturii. Mergem până acolo să le arătăm și aia intrăm pe aici, prin mall. Să le arătăm oamenilor așa, o priveliște... Na. Știți voi, o priveliște cum se cade. Se pare așa că ne-am mai revenit cu virusii ăștia. Mi-a afectat tare. Adică pe mine nu prea m-a interesat, dar mulți o dată în boala copiilor. Mai coborâm? Nu. Păi. Nu prea să vede, da. Da. Mergem la mall și revenim. Da. Stai. Încordează piciorul ăla, așa, așa. Lasă, lasă. Așa? Da. Am terminat cu shopping-ul, mi-am luat această cămașă old school. Și acum ne-am oprit să mâncăm o vită cu legume, nu? Vită cu legume grill și cu o salată, că nu mai avem carbo în seara asta deloc. Vă arătăm masa când o să vină. Domnilor, într-un final a ajuns și mâncarea. Asta nu are ce să caute aici.
o să o îndepărtăm. În rest, totul este foarte bine. Oricum aveam vită în seara asta, așa că nu e nimic cu salată. Ce fac, iubi? Bun, ne punem să mâncăm și revenim de acasă. Gata, doamnelor, domnișorilor și domnilor, am ajuns într-un final acasă, suntem frânzi de oboseală, am umblat câini toată ziua astăzi prin oraș, abia aștept să ne facem un duș și să ne băgăm la somn, mai avem un shake de proteină cu niște nuci pe can. Cred că vestea asta, sau cam așa asta, o să iau mâine la antrenamentul de spate, pentru că îmi place foarte old school așa. Uite, sunt și spatele. Dar mă mai gândesc până mâine. Vă mulțumim mult pentru toată susținerea voastră. Vă mulțumim mult că ne vizionați și ne apreciați. Nu uitați de butonul de share, like și subscribe dacă vă place ceea ce facem. Și până data viitoare, aveți grijă de trupurile voastre. Power! Ha, era.